Dumnezeu și bine v-am găsit! Astăzi am să vă prezint un stup, mai bine zis o albină, care a fost pe două rame în toamnă, a intrat pe două rame și am zis că o să piară în timpul iernii. Surpriza a fost în felul următor, că de pe două rame a ajuns să populeze un stup și să dea doi roi. Un nucleu și un roi. Care e problema cu această albină? Este că este roșie. Este o albină roșie. Și am făcut aceeași lucrare ca și la ceilalți stupi și să vă prezint un pic cum arată. El este, precum se vede, plin. Iată, așa. Deci pare plin. Am să vă arăt și albina mai de aproape, cum arată ea. Are un instinct foarte mic de roire, asta știu fiindcă am testat-o să văd dacă intră în friguri. Am ținut-o strâns, nici potiraș n-a făcut și mi-a plăcut foarte mult acest fapt că nu a intrat în friguri. Înseamnă că este o colonie foarte bună din această privință. Acum, ce știu eu de la ea, este că nu mai am loc în stup. Asta este o problemă. Și nu știu cum să procedez exact. În mod normal ar trebui să mai aduc o ladă și să separ cele două colonii și să pun pe în două lăsi. Dar înainte de toate o să verific ce am făcut. Cum am zis, am făcut ca la celelalte colonii, izolând matca în partea stângă. Aici am dat o botcă, dar de data asta este fica acestei regine care mi-a făcut această surpriză. De a ajunge de la două rame la cum se vede aici. Ia să vedem un pic cum arată ramele. Partea dreaptă nu a fost stimulată, fiindcă avem matcă tânără de la dinsa, fica acestei regine roșii. Să scoți rama asta un pic. Să văd dacă o ca mama ei. Deci, dacă și fica și-a păstrat aceste însușiri ca mama ei. Aici este o ramă cu mâncare. Își aduce un pic de mâncare. Vreau să văd care este procentajul cum ouă această mască tânără. Ea este împerecheată de vreo, nu știu exact ce să zic, două săptămâni. Ia să vedem. Deci are miere, fără aia să adăuga un fel de stimulant. Eu mă uit acum după rame cu puiet. Să vedem în ce sens își face cuibul această matcă tânără. Aici i-am dat o foaie
fără stimulare va lua mai greu. Așa. Dar de mâine va fi și ea stimulată, dar nu cu șerbet, ci cu sirop cu uleiuri esențiale. Uleiuri și... Da, cu sirop și uleiuri esențiale. Ia să caut exact cum arată ramilioate de dâns. Deci aici ar fi prima ramă cu uiet. Cu ouă. Hai să mă uit mai bine. Da, nu, m-am înșelat. Nici aici nu avem. Interesant. Dacă este împerecheată de 2 săptămâni, ia se vede unde voi găsi ou. Oricum va primi o ramă cu uiet căpăcit de la mama ei. Aici o altă foaie. Dar nici aici nu avem. Mă așteptam să aibă ouă mai multe. Se pare că m-am înșelat. Trebuia să avem ouă. Trebuia. Dar să avem, dacă mai avem matca. Aia e problema. Da. Avem matca, fiindcă aceasta este prima ramă cu puie. Da. Cred că odată cu stimularea va... își va extinde oatul și pe alte rame. Deocamdată a luat ramă cu ramă. Și acum vă pot arăta cum arată această albină. Uitați-vă un pic la culoarea ei. Așa este culoarea ei. O culoare foarte interesantă. Inițial am vrut să renunț la această matcă. Dacă o găsesc, vă prezint mai de aproape. Această colonie am păstrat-o doar pentru a obține mătcuța respectivă. Iată o altă ramă aici. Thank you.
cu cuier, fiecare are cuier, începe să căpăcească puietul. Calitatea puietului nu este cea mai bună, dar e mulțumitoare. Am uitat și marca roșie, o să vă arăt în partea de jos a ramei. Aici chiar lângă leaț. Acolo este matca, matca roșie. Iată așa arată ea matca. Na, dacă în două săptămâni au luat trei rame fără stimulare, eu zic că e binișor. Acum ar trebui să-i mai aduc o ramă cu puiet căpăcit. Eu aș cam separa aceste două mărci, aș pune în lăzi diferite, dar voi vedea ce decizie voi lua. Aici o ramă cu păstură, foarte, foarte, foarte bine. Deci are mâncare și dacă am văzut bine, cam două rame cu hrană, iar matca nestimulată nu ouă. Chiar dacă este tânără, ea nu ouă chiar foarte bine. Bun. Așa arată ea. Acum o să vă arăt și pe mama ei, care este stimulată. Vârsta ei, ea s-a împerecheat în septembrie. O să vă prezint peste două săptămâni această colonie, după ce voi stimula. Se vede ce performanță are dacă e stimulat. Arată foarte bine în privința că matca s-a împerechit. Aici mama ei este stimulată cu șerber și cu uleiuri esențiale, fiindcă inițial a fost făcut roi. Asta. Vedem, deci inițial a fost făcut un roi. Am vrut să o pun pe 5 rame și eu am forțat un pic nota, chiar dacă normal că în apicultură nu prea se face acest lucru, adică să se forțeze, să pui rame la clădit când nu este cazul, dar eu am mizat foarte mult pe șerbet. Mizând mult pe șerbet, am zis, hai să... Hai să forțez un pic, să vedem ce este. Mama e fiind stimulată. Iată, avem aici puiet și o oată toată. Deci eclozează și o să nu credeți că aceasta este calitatea ei, fiindcă aici, dacă am avea rame din acestea, ar fi o matcă de proastă calitate. Deci nu judecăm după o ramă, da? Ia să trecem la următoarea ramă.
să căutăm care este valoarea ei adevărată. Cred că o vom găsi. Deci, iată, aceasta este rama cu calitatea ei, care au umplut stucul cu albină din două rame. Este aceeași albină roșie. I-am dat foiță. Dacă nu mă înșel, da, i-am dat mai multe foi, nu una. Să vedem cum se comportă. Și aceasta este o altă foaie. Stimulând matca, această foaie ar trebui să fie plină cu ouă. Acum a început să o pe ea. Matca este aici, o să vă arăt cum arată mama la această regină. Deci din ce a plecat tot. Matca roșie. Se agită un pic albina că bate vântul, dar cred că se vede matca. E lungă, roșie. O consider tânără, fiindcă s-a împericat anul trecut în septembrie. O punem cu grijă la loc. Ce voi face la această matcă? Voi continua cu stimularea, bineînțeles. Îi dăm șerbetul. Ceea ce cred că ați observat, rana este puțină. Ea face albină multă, dar are nevoie de hrană. Nu este o problemă, fiindcă am colonie de albine care acumulează hrană foarte bine. Iată o altă ramă cu puiet căpăcit. Aici a ieșit un pic de miere și cam așa arată. Inițial am vrut să renunț, cum am zis, dar văzând ce explozie are în primăvară, e bună de format roi, eu așa zic. Fiindcă acumularea mierii se face destul de lent. Da, și intrarea în friguri este, deci nu este. Iată încă o ramă cu puiet căpăcit. O să vă arăt la această ramă că nu are nici potirașe trase, deci instinctul ei de roire este inexistent. Deci nu prea roiește. Iată aici mărginile, căutăm potirașe, nu avem, nu este nici măcar potiraș. Și acest lucru mi-a tras atenția în momentul în care îl vedeam că tot crește și nu face acest lucru. Și îmi convine foarte mult acest tip de albine să nu roiască, da? Ci că ar fi ceva backfast, curcitură. Acum, ce ne interesează? Să fie o anumită rasă și să o tot găsim prin copaci? Sau să fie, uite, o albină din asta și să nu roiască? Am și o albină mai neagră care față de aceasta are un instinct mare de acumulare de miere
și tot așa instinctul de roire scăzut, în schimb ea face potiraș. La aceste rame nu veți găsi potirașe, oricum ascultă, eu m-am tot uitat și nu am găsit. Ea lucrează, crește puiet, miere mai puțin într-adevăr, dar nu roiește. Acum nu putem ține doar din astea în stupină, fiindcă ar fi o problemă. Mă gândesc să o țin așa și să le iernesc pe amândouă una lângă aia sau să le separ, fiindcă nu vreau să aduc rame cu puiet de la alt tip de albină. Vreau să mențin această albină așa cum este ea. Roșie, să se păstreze de iernat, am văzut că iernează bine, fiindcă a iernat pe două rame și a supraviețuit. Anul acesta, cred că o să fie mai bine. Foarte mult puiet larvat și căpăcit, foarte mult. Aproape toate ramele au puiet pe ea. Vom vedea cum se va dezvolta această grasă. Metișul acesta de albină până ea. Bun. Deci blocaj în rame nu face, n-am văzut nici acest lucru. Cu ajutorul stimulării, cred că o să fie o colonie destul de frumoasă. Cam atât. Acum o să-i punem șerbetul și așteptăm să treacă timp. O să vă prezint și acea colonie pe care o am, care acumulează foarte multă miere, chiar dacă zona nu este foarte meliferă. E o albină foarte bună. Bun. Cam atât la această colonie.